Bună tuturor celor din Zodia Berbec sau care aveți ascendentul sau luna Zodia Berbec și bine v-am regăsit la o citire specială pentru următoarele trei luni. Vom vedea ce evenimente importante vor avea loc în viața voastră în următoarele trei luni, adică vom vedea lunile octombrie, noiembrie, decembrie și vom uh, puncta cele mai uh, importante uh, aspecte, bineînțeles, și vom vedea și provocările și surprizele acestui interval de timp, dar și energiile principale. Bun, haideți să vedem în primul rând care este energia principală pentru luna octombrie, da? Și aici avem un șase de o victorie, o reușită va fi o lună în care vouă vă vor ieși anumite lucruri. Veți fi apreciați de oamenii din jurul vostru sau vă vin bești bune în luna aceasta. Vă, poate fi sau poate exista pentru unii dintre voi și o promovare la locul de muncă. Sau o reușită extrem de mare și importantă pe familie. Poate o cerere în căsătorie, o mutare împreună, o îmbunătățire în relațiile de familie o revedere plăcută cu o persoană care nu este aproape vorbim și de anumite schimbări benefice poate fi chiar și o schimbare de locuință pentru unii dintre voi posibil să aveți de face cu semne de foc, berbecleu, săgetător semne de apă, rac, scorpion, pești dar vorbim și de noutăți fie că începeți proiecte noi, colaborări noi locuri noi de muncă sau întâlniți oameni noi vedeți că va fi și o lună destul de spontană, de intensă Poate apărea un flirt, poate aveți o relație la distanță, mi apar foarte multe mesaje sau uh, întâlnire, o întâlnire predestinată apare aici la unii dintre voi. Apoi, în noiembrie, energia vine cu un 10 de monede care aduce multă siguranță, încredere, reușită tot așa pe casă, pe familie. Ei bine, în luna noiembrie poate veni și cu un mic conflict pe partea aceasta de siguranță materială de bunuri, poate dezbateți o moștenire, poate apar niște discuții cu rudele în legătură cu niște, în legătură cu niște bani. Dar vorbim și de nebunii. Veți face nebunii, veți... În ce sens? Spuneți ce aveți de spus. Reacționați destul de impulsiv, posibil unii dintre voi aveți de a face și cu semne de aer, în balanță, vărsător. Dar luna noiembrie va pune foarte mult accent pe stabilitate, siguranță, relații bine închegate, dorința de a ieși din rutină, dorința de a rezolva chestiuni importante ce țin de partea financiară sau partea de siguranță, de încredere. Poate fi, puteți avea parte și de noi începuturi, da, noi începuturi, noi proiecte, noi relații de dragoste. Vă îndrăgostiți, vedeți că este o lună foarte intensă din punct de vedere al, al iubirii pentru voi cei din zodia de berbec, urmând ca sfârșitul de an, luna octombrie, să vă aducă într-o energie, energia regilui de spade. Ori voi veți fi foarte logici, foarte raționale luna decembrie, ori veți avea de a face cu un semn de aer, în balanță vărsător mi-apar niște propuneri, mi-apar niște oferte, niște mesaje care vin către voi și schimbări, se vor anunța schimbări sau se anunță o lună a schimbărilor pe plan emoțional și pe plan material sau tot ce ține de siguranță, asumare, responsabilitate. Pot veni anumite vești care în primă fază să vă întristeze, dar de aici să construiți ceva stabil și de lungă durată. Pot fi chestiuni legale, sau o dorință de a avea pe cineva aproape, ne apare rivalitatea la locul de muncă, în relațiile de dragoste, dar luptă multă și pe partea de uh, siguranță de orice fel. Există o persoană care va încerca să vă zdruncine liniștea în luna decembrie. Dragostea în următoarele trei luni vine cu un șase de cupe care aduce multă nostalgie, amintiri frumoase, dor, foarte mult dor. Uh, dar și siguranță văd discuții între patru ochi cu persoana iubită, dar și o presiune, greutate. Aici vorbim de relații complexe. Vorbim de relații de trio amoros, unde există... Vedeți că aici aveți sentimente împărtășite cu o persoană, doar că cu această greutate, cu această povară, clar nu este o relație ușor de dus. Ori vorbim de un trio amoros... Sau momente, vor fi momente, vedeți, în lunile acestea în care relația va fi pusă pe pauză, dar șansă după șansă. Hmm, se anunță trei luni destul de pozitive din punct de vedere amoros. Apar împăcări, apar noi relații, apar com confesiuni, reîntâlniri cu persoana iubită și foarte multă luptă, nu luptă, muncă reciprocă pentru a menține relația vie. Pe partea de muncă, noi începuturi, noi idei ingenioase, sclipitoare, unii sunteți în căutarea unui loc de muncă, alții așteptați niște rezultate, alții sunteți foarte stresați că nu se mișcă nimic din punctul acesta de vedere, totul este pe stagnare, nu înțelegeți ce ați putea face diferit ca să aveți succes. Iar în alte situații vorbim așa de un boom profesional și financiar pentru că vorbim de siguranță și poate găsiți ceva în mediul online sau să lucrați cu oamenii. Dar sau să fiți luați sub taripa cuiva, alături de care să construiți ceva interesant, dar apare mult stres pe parte de muncă și automat acest stres se arată și pe parte de bani, pentru că ia, luați dintr o parte, puneți în alta, multă confuzie pe partea financiară, dar reușiți, aveți de investit, aveți de reparat, aveți de cumpărat destul de multe lucruri și nu ajungeți la acea independență, nu ajungeți să strângeți banii de care aveți nevoie sau să puneți bani deoparte când avem sărbătorile de iarnă. Dar până la urmă veți avea parte de e, siguranță financiară pentru că o să vă vină bani din mai multe direcții sau vă intră bani în casă, dar din cel puțin două direcții, poate unii veți recupera niște sume de bani. Iar sănătatea, vedeți că va, vor fi luni intense pe partea aceasta din cauza oboselii. Aveți multe mesaje. Atenție pe partea de cap, dureri de cap, probleme cu vederea. Acolo unde vă supra-solicitați, mai apar și niște trădări, nemulțumiri din punct de vedere emoțional. Alții sunteți căutați rezultate pe partea aceasta, căutați niște tratamente, mi apar terapii în anumite situații, atenție la organele duble. Dar să știți că este și o perioadă fertilă în cazul în care vă doriți să deveniți părinți, în șanse foarte mari să reușiți acest lucru în următoarele trei luni. Provocarea vine cu luna dușmani ascuns, lucruri necunoscute care vă, poate, vă pot crea panică, o trădare. Deci provocarea vine printr-o trădare de la o instituție sau de la o persoană care se impune foarte mult în viața voastră, în fața voastră. Nu caz greșit situațiile în o să vă eliberați în cele din urmă de lucrurile acestea. Vă eliberați și veți avea parte de mult mai multe liniște. Da, dar așteptați-vă la niște lucruri așa un pic mai greoaie. Trădarea aceasta nu o să vă cadă foarte bine, dar vă văd în putere de a depăși momentul. Poate fi trădare pe dragoste, pe muncă, în cauza unei instituții. O persoană încăpățânată vine, vă aruncă niște vorbe sau o prietenie care nu a fost atât de strânsă. Surpriza vine cu mare preoteasă, vor fi luni intense în care voi veți descoperi multe secrete, sunt lucruri predestinate în viața voastră, doar că va trebui să luați hotărârele um, bune, fără a vă lăsa influențați. Va, vor fi luni pline de distracție pentru unii dintre voi, dar vă puteți întâlni și marea dragoste pur întâmplător. Mai vorbim și despre multă meditație, iar o altă surpriză vine prin faptul că o să vă păstrați calm în situații tensionate, pentru că veți fi provocați în aceste luni, nu vor fi luni ușoare, posibil să aveți de face și cu semne de aer, gemen balanță vârsător, dar da, surpriză vine prin faptul că descoperiți secrete, descoperiți lucruri nevăzute, necunoscute, le cercetați, vă documentați în stânga, în dreapta. Și ce se întâmplă de fapt cu acest lucru? Vă oprește sau vă scoate dintr-un blocaj, vă elimină obstacolele din cale sau tot ceea ce s-a amânat în viața voastră. Puteți relua legătura cu cineva, puteți să găsiți mai cu, cu, mai multă ușurință un loc de muncă, să vă descurcați mai bine financiar. Aici ați întâmpinat niște piedici, dar în momentul în care descoperiți care este cauza, vă deblocați, vă deblocați drumul, vă deblocați calea și vedeți că aveți niște Idei tare interesante de care ar trebui să vă țineți. Și pe relațiile de dragoste pot începe lucruri frumoase sau acolo unde există deja o conexiune să se aprofundeze în lunile următoare și posibilitate mare de a începe lucruri palpabile, de a avea parte de începuturi sigure și de viitor. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!